Haideți să ne mai ridicăm în picioare încă o dată pentru citirea cuvântul Domnului. Deschidem Bibliile la cartea a doua a cronicilor, la capitolul 20, pagina Bibliei, traducerea Cornelescu 467, 2 cronici, 20, și vom citi 17 versete. Asta ca să medităm la situația de atunci. Doi Cronici, 20 de la 1 la 17, pagina în Biblie, 467. Să ascultăm cuvântul Domnului. După aceea, fiul lui Moab și fiul lui Amon și cu ei niște maoniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Au venit și au dat de știre lui Iosafat zicând, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, din Siria, și sunt la Hațațon Tamar, adică Engedi. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului în casa Domnului înaintea curții celei noi și a zis, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești Tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești Tu peste toate împărățiile neamurilor? Oare n-ai Tu în mână tăria și puterea, așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Oare n-ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia, dinaintea poporului Tău, Israel, și n-ai dat-o Tu pentru totdeauna de moștenire seminției lui Avram, care Te iubea? Ei au locuit-o și ți-au zidit în ea un locaș sfânt pentru numele tău, zicând, dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtororii noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Acum iată, fiii lui Amon și a lui Moab și cei din muntele Seir, la care n-a îngăduit lui Israel să intre când venea din țara Egiptului, că s-a bătut de la ei și nu i-a nimicit. Iată-i cum ne răsplătesc acum, venind să ne izgonească din moștenirea ta pe care ne-ai dat-o în stăpânire. O, Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei? Căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem. Dar ochii noștri sunt îndreptați spre tine tot Iuda stătea în picioare înaintea Domnului cu pruncii, nevestele și fiilor. lor. Atunci Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, levitul dintre fiii lui Asaf. Și Iahaziel a zis, ascultați tot Iuda și locuitorii în Ierusalim și tu, împărate Iosafat. Așa vă vorbește Domnul. Nu vă temeți și nu vă spământați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Mâine pogoruți vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul țiți și îi veți găsi la capătul văii în fața pustiei Ieruiel. Nu veți avea de luptat în lupta aceasta. Așezați-vă, stați acolo și vedeți izbăvirea pe care vă va da Domnul. Iuda și Ierusalim, nu vă temeți și nu vă spământați. Mâine ieșiți-le înainte și Domnul va fi cu voi. Amin. Vă rog să vă locurile. Am început în anul acesta și, așa cum știți, deja tema Bisericii Agape pentru anul 2012 este căutarea feței Domnului. Și în această dimineață aș vrea să continuăm să studiem această temă, oarecum mi-am propus ca luna ianuarie, în luna ianuarie, să insistăm în mod deosebit asupra acestei teme, bineînțeles și în tot anul, pe tot parcursul anului. Întotdeauna noi căutăm fața Domnului. Nu înseamnă că anul trecut n-am căutat-o, însă în anul acesta ne propunem mult mai mult să căutăm fața Domnului, așa cum vă spuneam și în predicat din prima zi a anului. Astăzi aș vrea să ne uităm la acest popor, să ne uităm la textul acesta, în care ni se vorbește despre un popor care l-a căutat pe Domnul într-o situație critică. Poporul lui Israel era într-o vreme de criză, și în această vreme de criză au înțeles din nou că scăparea este numai la Dumnezeu. Au înțeles din nou că trebuie să caute pe Domnul. Vedeți, textul ne spune, după aceea, după o perioadă de liniște, după o perioadă în care Iosafat și țara lui Iuda se bucura de liniște și de pace, a venit împotriva țării fiului lui Moab și fiului lui Amon și cu ei niște moaniți au pornit cu război împotriva lui Iosafat. Spune cuvântul lui Dumnezeu, o mare mulțime înaintează împotriva ta de dincolo de mare, este vorba de Marea Moartă, din Siria. Și erau foarte, foarte aproape. Iosafat și poporul lui Iuda era într-o situație critică. Acum, noi mulțumim Domnului că ne bucurăm de pace în țara aceasta. Aseară vedeam, am văzut un reportaj despre situația din Siria. Să vezi în secolul 21 copii plângând după părinții lor care au murit, să vezi a, tragedia de acolo, a, războiul de acolo, parcă ți se pare că este o altă lume. Mulțumim Domnului că ne bucurăm de pace. Mulțumim Domnului că nu suntem atacați din punct de vedere fizic. Dar dacă ne gândim fiecare din noi la situația în care suntem, cred că fiecare din noi uneori ne găsim într-o zonă de război, într-o zonă de asediu. Vedeți, a fi copilul lui Dumnezeu înseamnă a fi ținta atacurilor celui rău. A fi om tot așa în lume vom avea necazuri, dar a fi copilul lui Dumnezeu cu atât mai mult, pentru că cel rău va veni împotriva noastră cu toate forțele pe care le are. Mă uit la dumneavoastră și nu vă știu necazurile, nu vă știu problemele, unii dintre dumneavoastră le-ați împărtășit cu mine, unii nu, dar mă gândesc în această dimineață pe băncile Bisericii Agape sunt oameni care trec prin probleme de sănătate. Mă gândesc Că între noi sunt oameni cu probleme de finanțe. Mă gândesc că între noi sunt oameni cu probleme de familie. Mă gândesc că sunt atacuri împotriva caracterului tău. Sunt atacuri împotriva lucrării tale. Și ce este și mai rău, parcă uneori se unesc toate și vin toate dintr-o dată și te simți copleșit. Și așa cum spune aici Iosafat, Doamne, nu știm ce să facem. Nu știm ce să facem. Și în această situație, trebuie să spunem la fel ca și Iosafat, Doamne, noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi, înaintea acestor probleme. Și să facem exact ceea ce a făcut Iosafat și poporul lui Iuda. Vedeți, problemele care vin în viața noastră revelează unele lucruri despre noi. Ele revelează caracterul nostru. Când vine necazul, este foarte important să dăm dovadă de caracter. Ce vom face? Ce vom zice? Îl vom blama pe Dumnezeu? Vom blama oamenii? Vom apela la droguri, la alcool, ca să uităm de ele? Problemele revelează nu numai caracterul nostru, ci revelează și principiile noastre. Cum vom rezolva problema? Vom apela la shortcuts? La lucruri care sunt ilegale ca să ne rezolvăm problema? Problemele revelează și principiul nostru. Dar problemele noastre cel mai mult revelează credința noastră. În cine ne încredem? Ca să rezolvăm această problemă. Ei, haideți să ne uităm la acest text, și titlul, așa cum vedeți și în, în buletin, este Cheia Biruinței. Care a fost cheia Biruinței? Foarte interesant este aici, scrie subtitlul acesta, care, bineînțeles, n-a făcut parte din textul original: Biruința lui Iosafat asupra Moabiților și amoniților biruința lui Iosafat. Oare a fost a lui Iosafat? O să vedem că n-a fost a lui Iosafat. Care a fost cheia biruinței? Care este cheia biruinței în viața mea și în viața ta? Și aș vrea să ne uităm la textul acesta. Numărul unu. Practică ceea ce predici. Number 1. Practică ceea ce predici. Și acum poate ești pe bancă și zici, fain, frate Grișor, îmi place. În sfârșit. În sfârșit, Îți predici ție. Aș vrea să vă spun că întotdeauna am predic mie. Întotdeauna am predic mie. Și vreau să mai spun altceva. Predica mea ține 30, 40 de minute, știu că uneori e cam lungă și tot încerc să o tai, dar cu cât mă simt mai degajat în fața dumneavoastră, cu atât am tendința să o lungesc. Așa că atunci când ajung la 30 de minute, încercați să vă foiți un pic și atunci eu știu că trebuie să spun amină predica mea ține 30 sau 40 de minute. O predică ține 30 de minute în biserică. Dar fiecare din noi predicăm după aceea celelalte 24 de ore în fiecare zi. Ce vreau să spun? Tu ești un lider în casa ta. Ești lider. Eu sunt lider în casa mea. Eu trebuie să practic ceea ce predic. Copiii mei, copiii tăi vor vedea dacă tu practici ceea ce predici. Cei din jurul nostru vor vedea de la geabul nostru, vecinii vor vedea dacă noi practicăm ceea ce predicăm. Și despre ce este vorba aici în dreptul lui Iosafat? Vedeți, Iosafat, deși un împărat mare, un om încercat. Iosafat era doar un om. Și Iosafat putea să greșească în ceea ce făcea. Dacă dați. Pagina înapoi la Biblie, în 2 Cronici 17 cu 12, scrie ceva despre Iosafat extraordinar, care arată de fapt cine, unde a ajuns Iosafat. Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. Și ideea acolo nu este o idee mustrătoare, nu că s-a îngânfat, ci a ajuns sus de tot cea mai înaltă treaptă de mărire, era sus de tot. Dar Iosafat, când vine problema, când vine necazul, el își dă seama că nu poate să o rezolve el, chiar dacă este sus de tot. Chiar dacă este sus de tot. Și ce face Iosafat? Ce trebuie să fac eu, ce trebuie să faci tu? Foarte simplu, Number one, caută pe Dumnezeu, caută pe Dumnezeu. Ca să practicăm ceea ce predicăm, înseamnă să căutăm pe Dumnezeu. În spaima sa, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul și a vestit un post pentru tot Iuda. Este foarte important ce a făcut Iosafat. Poate eu și cu tine, când, -am fi, dacă am fi fost în situația lui, am fi adunat armata, am fi făcut numărătoarea poporului, am fi zis, oare cât sunt? Ce șanse avem? Dar spune Cuvântul lui Dumnezeu, Iosafat și-a îndreptat fața să caute pe Domnul. A vestit un post în toată țara lui. I-a făcut pe oameni conștienți de primejdia care vine. A căutat pe Domnul. Și o să vedem că l-a căutat în rugăciune, l-a căutat în post și a îndreptat fața înspre Domnul, a conștientizat nevoia lui de a trăi în fiecare zi, având această prioritate. Eu stând în fața lui Dumnezeu și trebuie să-L caut pe Domnul. Psalmul 121, versetele 1 și 2. Îmi ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Și tot psalmistul spune, ajutorul îmi vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul practică ceea ce predici. Caută fața lui Dumnezeu, nu numai la biserică, ci în fiecare zi. Al doilea lucru pe care l-a făcut, caută oamenii lui Dumnezeu. Caută părtășia fraților. Versetul 4, Iuda s-a adunat să cheme pe Domnul. Și au venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. A venit din toate cetățile lui Iuda să caute pe Domnul. Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului. Caută oamenii lui Dumnezeu. Una din greșelile pe care le facem noi de multe ori este izolarea de comunitate. A ne izola de comunitate. Așa facem când ne supărăm, când suntem necăjiți, parcă avem, vreau să fiu singur, vreau să nu mai duc, m-am supărat. Don't do that nu face lucrul acesta. Știu că uneori sunt motive ca să te superi. Și dacă nu vii la biserica asta, du-te la altă biserică, dar nu te izola de comunitate. Caută frații și surorile, caută comunitatea, pentru că acolo ești întărit, primești curaj, te încurajezi. Vedeți, unii oameni nu ne înțeleg pe noi. Și spun, domnule, dar și eu cred în Dumnezeu, dar în fiecare duminică la biserică. Este too much. E prea mult. Și oamenii nu înțeleg de fapt că noi acum când venim la biserică ne încurajăm unii pe alții. Primim o strategie oarecum, primim un plan, ne încărcăm spiritual ca să putem să funcționăm în toată săptămâna care ne stă înainte. A te izola înseamnă a te face vulnerabil la atacurile celui rău. Ești mult mai predispus spre descurajare, Însă când alții sunt lângă tine, când este cineva care să te bată pe omul, și spune, hei, good job. Când poți să-i spui la cineva necazul tău, când poți să auzi pe cineva care spune, o să mă rog pentru tine. Când cineva îți dă un telefon și spune, îți spune, hei, m-am rugat pentru tine, cum ești, care e situația ta, tot așa ești. Este încurajator. Mă gândesc cât de greu este să fii singur în frontul acesta spiritual. Mă gândesc la soții care aveți soții necredincioși. Mă gândesc la soți care aveți soțiile necredincioase. Mă gândesc la soții care vă gândiți, care vă treziți singure în lupta spirituală. Poate soțului nici măcar nu-i pasă prin ce treci tu. Și mă gândesc cât de greu vă este să luptați singure pe acest front spiritual. În creșterea copiilor, în propășirea lucrării, este foarte greu. De aceea este atât de important să venim la casa lui Dumnezeu. Este extraordinar de important să căutăm oamenii lui Dumnezeu. Foarte interesant, Iosafat a venit în mijlocul adunării lui Iuda și a Ierusalimului. Iosafat s-a dat jos de pe tron și a venit între oameni. Iosafat avea nevoie de oameni, avea nevoie de părtășie cu frații. Fiecare din noi avem tronul nostru pe care suntem urcați și trebuie să ne dăm jos de pe tron. Este așa de ciudat când câteodată chiar și oamenii lui Dumnezeu, chiar și păstori care nu vor să dea jos de pe tronul lor ca să stea, să discute cu oamenii, să poți să ai părtășie cu oamenii, să poți să primești încurajare de la oameni și să poți să încurajezi tu pe ei. Dragul meu, caută oamenii lui Dumnezeu. Și apoi numărul 3, care deja și a apărut, caută casa lui Dumnezeu. Caută casa lui Dumnezeu. S-au adunat în casa Domnului în cu, înaintea curții celei noi. Toți s-au întâlnit în casa Domnului. Ăsta a fost punctul de întâlnire. Pentru că nu poți să spui că îl cauți pe Domnul și de fapt tu ignori casa Lui. Nu-ți place casa lui Dumnezeu. Nu poți să spui asta. Păi frate, eu am acasă, eu mă uit acasă pe internet, e bine, asta trebuie să fie numai un accident, dar nu trebuie să fie o obișnuință, nu? E fain că Domnul ne-a binecuvântat cu internetul și putem să ne uităm. Dar trebuie obișnuința să ne fie, să ne adunăm la casa Domnului, să căutăm casa Domnului, pentru că aici, așa cum spuneam, primim putere, primim încurajare și când plecăm acasă de aici, plecăm cu această certitudine că Domnul este Cel care este alături de noi prin frați și prin surori care ne înconjoară. Trebuie să practicăm ceea ce predicăm. Căutăm pe Domnul, căutăm oamenii lui Dumnezeu, căutăm casa lui Dumnezeu. Este primul pas. Al doilea lucru, ce l-a făcut Iosafat. Roagă-te bazat pe ceea ce știi. Ar trebui să mai, adăugăm, să mai adăugăm acolo, roagă te cu credință, bazat pe ceea ce știi. Și o să vedeți mai de ce spun bazat pe ceea ce știi. Haideți să ne uităm puțin la rugăciunea aceasta a lui Iosafat. Și o să vedem unde a privit Iosafat. Când, te, când ne rugăm, unde privim, frați și surori? În sus, nu? Iosafat privește în sus. Și noi trebuie să privim în sus și să ne amintim de suveranitatea lui Dumnezeu, de a tot lui Dumnezeu. A, frate, eu știu asta. Sigur că știm. Sigur că știm, dar uităm de ea. Și a zis, versetul 6, Doamne Dumnezeul părinților noștri, nu ești tu Dumnezeu în ceruri și nu stăpânești tu peste toate împărățiile neamului? Neamurilor? Oare n-ai tu în mână tăria și puterea așa că nimeni nu ți se poate împotrivi? Vedeți, frați și surori, când ai o problemă, atunci te duci în mod disperat în fața Domnului și îți dai seama cât de important este ca să crezi într-un Dumnezeu suveran. Eu Iosafat se rogă poate cum nu s-a mai rugat niciodată. Și primul lucru care îl face recunoaște a tot lui Dumnezeu, suveranitatea lui Dumnezeu, puterea extraordinară a lui Dumnezeu. Și noi ne gândim, auzi, dar nu știe Domnul lucrul ăsta că El e tot puternic? Ba da, știe, Dumnezeu știe lucrul ăsta, dar vrea ca noi să-l recunoaștem. Vrea ca noi să-l acknowledge, vorba americanului. Vrea ca noi înșine să ne dăm seama că avem un Dumnezeu mare. Vorba americanului, small God, big problems. Big God, small problems. Don't say God, I have a big problem. Say problem, I have a big God, Slavi să fie Domnul. Am un Dumnezeu mare. Că dacă tu mă la problemă, dacă tu mă uiți cât de mare ni se face și mai mare și mai mare. Și când văd problema mea că e mare, atunci Dumnezeul nostru e mic. Și s-ar putea ca eu să-L limitez pe Dumnezeu. Cred că înțelegeți modul în care spun eu. Eu să-L limitez pe Domnul cu credința mea. Că nu cred într-un Dumnezeu mare. Privește în sus. Amintește-ți tu știi că Dumnezeu este suveran, tu știi că Dumnezeu este atotputernic. Amintește-ți de suveranitatea lui Dumnezeu. Al doilea lucru, privește în trecut. Privește în trecut și amintește-ți de lucrările lui Dumnezeu. Vesetul 7. Oare n-ai izgonit tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii țării acesteia dinaintea poporului tău, Israel? Și n-ai dat-o tu pentru totdeauna de moștenirea seminției lui Avram care te iubea? Oare n-ai făcut tu lucrurile astea, Doamne? Când mergem înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, trebuie să ne uităm în trecut și să ne amintim de tot ceea ce a făcut Dumnezeu în viața noastră. Frați și surori, n-a lucrat Dumnezeu în viața noastră? N-a lucrat Dumnezeu în viața ta? Nu te-a scăpat domnul de atâtea ori. Că asta vine satana și vine să ne facă să uităm că Dumnezeu ne-a ajutat de atâtea ori. Sau noi avem tendința să uităm că domnul ne-a ajutat și că ne-a scăpat de atâtea ori. Aici este o strategie a celui rău. Vedeți? Satana nu cunoaște decât trecutul nostru. Am mai spus-o asta și cred că o știm. Satana nu cunoaște viitorul tău. Satana ghicește viitorul tău. Satana nu cunoaște decât trecutul tău. Și ca să poată să-ți influențeze viitorul, Satana vrea să te facă să uiți trecutul. Satana vine și spune, oh, ce a fost în trecut, apoi aia n-a fost. Nu, Dumnezeu a lucrat în viața ta. Și când suntem la ananghie, când suntem în necaz, când suntem în criză, uităm trecutul nostru. Și vine eu să fata aici și spune, Doamne, oare nu Tu, Doamne, ne-ai ajutat de atâtea ori, Doamne? Când mergem înaintea Lui Dumnezeu, trebuie să ne amintim de trecutul nostru. Doamne, nu mai ai scăpat Tu când am fost de 18 ani, Doamne nu mai scăpat tu când am fost de 25 de ani, domne, nu mai scăpat tu în problema aia, nu mai scăpat tu atunci, nu mai n ai fost tu cu mine în boala cu tare, n-ai fost tu cu mine în boala cu tare, domnule. Ai fost cu mine, Doamne. Și a fost cu tine. Ce crezi că o să-l împiedice pe Dumnezeu să fie cu tine și de data asta? Ce crezi? Nu mai necredința mea și necredința ta. Privește în trecut și amintește-ți de minunile lui Dumnezeu, de lucrările lui Dumnezeu pe care le-a făcut în viața ta. Amin? Amen. Apoi privește în viitor. Privește în viitor în rugăciunea ta și Iosafat privește în viitor și amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Amintește-ți de promisiunile lui Dumnezeu. Uitați ce spune Iosafat. Dacă va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma, foametea, ne vom înfățișa înaintea casei acesteia și înaintea ta, căci numele tău este în casa aceasta. Vom striga către tine din mijlocul strâmtorării noastre și tu ne vei asculta și ne vei mântui. Iosafat face referire la ceea ce Dumnezeu a spus atunci când Solomon s-a rugat la deschiderea templului. Am citit duminica trecută despre rugăciunea lui Solomon și Dumnezeu a promis că atunci când poporul său se va aduna în casa lui, atunci când poporul său va fi la încercare, Dumnezeu își va ține promisiunile și acum eu o să fac să prinde cu amândouă mâini de promisiunile lui Dumnezeu. Așa cum eu și cu tine trebuie să ne prindem cu amândouă mâini bazat pe promisiunile lui Dumnezeu. Și vine eu să faci și spune, Doamne, Tu așa ai spus, noi așa facem, Doamne. Tu ai spus, dacă suntem în necaz, să venim la casa ta, să căutăm numele tău, să te căutăm pe tine, Doamne, să chemăm numele tău. Și acum noi așa facem. Și Iosafat privește în viitor și se bazează pe promisiunea lui Dumnezeu. Dragul meu, nu știu ce problemă ai, dar vreau să spun că pentru problema ta există o promisiune a Domnului în cartea lui. Amen? Unde-i, frate Crișor? Nu știu, citește Biblia și o să vezi. Că nu știu problema ta. Dar e acolo, e în cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a promis izbăvire, Dumnezeu promite biruință și în dreptul casei tale și în dreptul tău, slăvit să fie în numele Lui. Și uitați ce spune Iosafat. Acum iată, fiul lui Amon și al lui Moab și cei din muntele Seir, ăștia toți, Doamne, vin, iată-i cum ne răsplătesc ei acum. Și Iosafat face referire că atunci când poporul lui Israel a venit prin pustie, a vrut să treacă, să ceară apă și pâine. A vrut să ceară apă de la poporul, popoarele acelea și Dumnezeu i-a spus, nu te duce, lasă, nu merge. Noi nu i-am și Doamne. Noi nu i-am și pe așa acum iată cum ne răsplătesc ei. Care e aici, o paranteză, un punct așa? Câteodată suntem într-o necaz, într-o problemă pe care nu noi am pricinuit-o. Nu-i drept ceea ce se întâmplă. Poate cineva îți întoarce rău pentru bine nu-i geabul meu ca să încep să mă lupt cu ei. Geabul meu să spun, Doamne, iată cum ne răzvrătesc ei, Doamne. Ai grijă tot de ei, Doamne. Că despre mine, eu și casa mea, vorba lui Iosua, vom sluji Domnului, binecuvântat să fie numele Lui. Indiferent de necazul prin care treci, Dumnezeu are promisiune pentru tine în cartea Lui. Și apoi privește, în ultimul rând, Deu, privește la tine, privesc la mine, recunoașteți limitele. Și spune Iosafat, o Dumnezeul nostru, nu-i vei judeca tu pe ei, căci noi suntem fără putere înaintea acestei mari mulțimi care înaintează împotriva noastră și nu știm ce să facem, dar ochii noștri suntem, sunt îndreptați spre tine. Nu subestima pericolul, nu spune capul în isib, la fel ca și struțul, nu trebuie să gândești pozitiv, așa cum ne învață psihologii. Iosafat era realist, știa că nu poate să ignoreze problema. Și își recunoaște limitele și spune, Doamne, cât sunt eu de împărat, Doamne? Cât sunt eu, Doamne, de grozav? Cât sunt eu pe cea mai înaltă treaptă a măririi mele, Doamne? Eu văd că am limite, pentru că sunt un om la fel ca și toți oamenii. Și tu ești un om la fel ca și toți oamenii. Recunoașteți limitele, privește la tine, îți recunoști limitele și apoi îți îndrept ochii din nou spre Dumnezeu. Roagă-te, bazat pe ceea ce știi. Și sunt așa de multe lucruri pe care le știm din Cuvântul lui Dumnezeu. Nu trebuie să ne aducem aminte de ele. Trebuie să ne aducem aminte de ele. Mergem mai departe. Ce a mai făcut eu să A căutat pe Domnul. S-a rugat. Și apoi s-a întâmplat ceva. Pentru că întotdeauna când poporul lui Dumnezeu se roagă, ceva se întâmplă. Dumnezeu ascultă, Dumnezeu nu-i surd. Ascultă vocea lui Dumnezeu. Foarte simplu. Ascultă vocea lui Dumnezeu. Atunci, versetul 14, Duhul Domnului a venit în mijlocul adunării peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Eiel, fiul lui Matania, Levitul dintre fiul lui Asad. Vedeți ce specifică cuvântul lui Dumnezeu? Și m-am gândit, oare, de ce a fost așa de specific cuvântul Domnului? Și Iahaziel a zis, ascultați tot iuda și locuitorii din Ierusalim și tu împărate Iosafat, așa vă vorbește Domnul. A venit un cuvânt de la Domnul. A venit o profeție de la Domnul. Știți de ce ni se dă în atâta detaliu cine a fost acest Iahaziel? Pentru că nu era un proroc extraordinar. Dar cu ce se ocupa omul ăsta? Era un cântăreț. Era unul din fiul lui Asaf. Și Dumnezeu, în mijlocul adunării, vorbește printr-un om care nici măcar nu era profet, la care Domnul i-a dat un cuvânt și a profețit în, exact în, în ziua aceea. Și a profețit exact ceea ce Domnul a spus și exact ceea ce poporul lui, lui Iuda avea nevoie nu vă temeți și nu vă spământați dinaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Frați și surori, aveți o problemă? Și o să repet tot mereu, de acum și până la sfârșit. Ai o problemă? Nu te teme și nu te înspăimânta. Căci nu tu vei lupta, ci Dumnezeu. Amin? Amin. Nu te teme și nu te înspăimânta, că și nu tu vei lupta, ci Dumnezeu. Cuvântul ăsta este și pentru mine și este și pentru tine. Nu eu voi lupta, ci Dumnezeu. Când eu Iosafat se ruga, când tot poporul era în picioare, s-a întâmplat ceva. Duhul Domnului vorbește printr-un levit. Duhul Domnului poate să vorbească prin ori și cine pe care Dumnezeu îl alege. Dar foarte important trebuie să ținem minte că acest om prin care a vorbit Domnul era și el printre cei care căuta pe Domnul. Că Domnul prin oamenii ăștia vorbește, vorbește care îl caută pe Domnul. Ascultă vocea lui Dumnezeu și foarte, foarte scurt, ce i-a spus Domnul? Nu fie frică, n-am vorbat, nu -ți fie frică. Nu-ți fie frică, oricine ai fi, este imposibil să nu ai momente în care să nu ai frică. Pentru că acolo unde este frică, nu mai este frică. Credință! Acesta este mesajul de care avea nevoie. În primul rând, nu mai tremura în cizmele tale de luptă. Nu se frică. Al doilea lucru, nu te descuraja și nu vă înspăimântați. Așa facem noi. Așa de ușor ne descurajăm. Noi păstori avem sindromul care e numit The Monday Syndrome. Sindromul de lunea. Duminică suntem cei mai grozavi și încurajăm pe oameni. Și lunea vine descurajarea. De ce? Pentru că luni auzi, unul s-a plâns de cutare, la unul nu i-a plăcut tare, la unul nu i-a plăcut cutare. Bum! Și te descurajezi. De ce? Pentru că la doi oameni nu le-a plăcut, dar ceilalți 150 care le-a plăcut, ăla nu te-o să te încurajeze. Dar tu te-ai descurajat din cauza de la doi oameni. Nu te descuraja. Și apoi, nu lupta luptele lui Dumnezeu. Nu lupta luptele lui Dumnezeu. Asta a fost cuvântul foarte scurt, dar la subiect. Nu lupta luptele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îi spune, don't mess up with my battle. It's my battle. Stai liniștit. Ascultă vocea lui Dumnezeu. Și apoi ultimul lucru, numărul 4. Implementează strategia divină. Le-a dat Dumnezeu un plan poporului Iuda. Și Dumnezeu îți dă un plan ție. Și planul a fost, uitați versetul 16, mâine, pogorâți vă împotriva lor. Ei se vor sui pe dealul țiț și îi veți găsi la capătul văi în fața pustiei Ieruiel. Dumnezeu le dă niște detalii specifice, că ăsta e Dumnezeu, El vorbește specific. Noi avem tendința așa că Dumnezeu vorbește în mod general și e bune și când vorbește Domnul General, dar Dumnezeu vorbește specific și Dumnezeu dă un timp, mâine, Dumnezeu dă un loc, dealul Țiți. Dumnezeu dă un plan și Dumnezeu descoperă și planul dușmanului. Zice, vezi că o să vină acolo, la Țiți, acolo, în pustia aia, o să vină, în fața pustiei Ieruel, acolo o să vină, acolo o să mergeți. Doamne, nu cumva ai greșit, Doamne, ce-mi ce spui Tu? Nu, nu, exact acolo. care e planul? Poziționează-te la locul biruinței. Postează-te în locul în care eu îți voi da biruința. Foarte important! Vesetul 16, pogorâți-vă împotriva lor! Doamne, ce strategie e asta? Păi, eu nu pot, nu, cum să mă pogor împotriva lor, doamne? Nu, nu, acolo, acolo îți voi da biruință. Când tu te ridici în picioare, când tu nu te mai plângi, când tu nu te mai ascunzi și când te duci în față și trebuie să face your problem. Face the reality. Acolo îți voi da biruință. Trebuie să te poziționezi, să te postezi în locul în care Domnul vrea să ne dea biruință. Unde? Înaintea lor. Doamne, dar e very dangerous, e foarte periculos, Doamne. Nu, nu, acolo vreau. Acolo să te poziționez. Și care e aplicația pentru noi? Cum să mă poziționez eu în locul biruinței? Vreau să vă dau câteva exemple foarte simple, foarte practice. Ne poziționăm în locul biruinței atunci când ne rugăm. Când ne rugăm, ne poziționăm în locul biruinței. Pentru că nu există biruință în războiul spiritual fără rugăciune. Amin? Nu există. Trebuie să ne facem timp pentru rugăciune, pentru citirea Cuvântului Dumnezeu, trebuie să medităm la Cuvântul lui Dumnezeu și atunci nu vom mai fi așa de ușor doborâți la pământ. Este locul în care Dumnezeu ne dă biruință. Dacă nu ne rugăm, degeaba așteptăm, biruința. Dacă nu mă rog în viața mea personală, degeaba aștept, biruință. Vă dau un alt exemplu. Din punct de vedere fizic, a te poziționa în locul biruinței. Aș vrea să vă spun ceva. Mănâncă toată ziua, nu mă grăsim. Nu face niciun exercițiu. Stai toată ziua tolănit pe pat în fața televizorului. Nu ține cont de sfatul medicului. Nu lua medicamentele care ți le spune medicul. Și, bineînțeles că nu vei fi în poziția biruinței, nu? te duci mai degrabă, dincolo. Cum poți să ai tu, să vrei biruință în ceea ce privește sănătatea ta dacă tu desconsider niște reguli clare pe care Dumnezeu ni le dă și pe care oamenii care sunt înțelepți ni le dau? Nu o să am biruință, e clar, e foarte simplu, dar e foarte clar. Din punct de vedere financiar, dacă nu dau partea Domnului, degeaba aștept binecuvântare și biruință și nou, nou, nu mă plâng că nu avem bani, biserica, să nu cumva să credeți asta. Fiecare din noi avem problema noastră. Și din punct de vedere financiar, dacă nu dai, nu o să ai biruință. Experimentează-o pe pielea ta și o să vezi lucrul ăsta. Nu-i de la mine, e din cuvântul lui Dumnezeu. Postează-te în locul în care Domnul îți dă biruință, că numai acolo îți dă, Domnul, biruință. Numai acolo. Unde ți-a spus Domnul, du-te acolo, așezați-vă și stați acolo, așa zice cuvântul lui Dumnezeu aici. Stați acolo, că acolo o să vă dau biruință. Și acum întreabă-te tu în dreptul tău unde e locul și care e locul în care Domnul trebuie să-ți dea biruința. Al doilea lucru. Cântă cântarea biruinței. Leviții dintre fiii chehatiților și dintre fiii coreiților s-au sculat și au lăudat cu glas tare și puternic pe Domnul Dumnezeul lui Israel. Apoi, niște cântăreți care îmbrăcați cu podobe sfinte, îmbrăcați cu podobe sfinte, și mergând înainte au oștirii, lăudau pe Domnul și ziceau, lăudați pe Domnul căci îndurarea Lui ține în veci. Îndurarea Lui ține în veci. Amin. Frați și surori, Dumnezeu câteodată ni se pare că nu face sens. Vă rog să nu tăiați din context ce am spus. Câteodată nouă ni se pare că Domnul nu face sens. Și Domnul le spune, auzi, cântă cântarea biruinței înainte ca să înceapă lupta. Dar cum, cum e asta, Domne? Doamne, eu înțeleg să cânt cântarea biruințe după ce am primit biruința. Și Domnul Dumnezeu zice, nu, 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 nu. Tu acum cântă cântarea biruinței, că biruința vine după aceea. Dar cum pot eu să cânt, Doamne, cântarea biruinței când eu mă simt înfrânt? Când eu mă simt căzut la pământ? Este foarte greu este foarte greu să cânți cântarea biruinței și numai o persoană cu o credință mare poate să facă lucrul acesta. Sora Stella zice a mine aici pentru că mi-a spus că a cântat cântarea biruinței înainte și după aceea a primit izbăvirea săptămâna aceasta. Și de asta aminează acum. Și așa este. Dacă ne uităm bine în textul acesta, o să vedem că de fapt cântarea de laudă este lupta. Cântarea de laudă este lupta. Și vai cât de mult pierdem noi și câte lupte nu pierdem noi pentru că ne-a pierit cântarea de laudă de pe buze. Ne-a pierit. Nu numai rugăciunea face parte din războiul spiritual, ci și cântarea, frați și surori. Altfel, cum am putea să interpretăm psalmul 18 cu 3? Eu strig, lăuda să fie Domnul și sunt, izbăvit de vrăjmașii mei. Doamne, dar cum e asta? Cum e asta? Și fac ne demonstrează aici ui, cum e. Eu strig laudat să fie Domnul și sunt izbăvit de vrăjmașii mei. Spune Cuvântul lui Dumnezeu în clipa când au început cântările și laudele. Versetul 22. În clipa când au început cântările și laudele, Domnul a pus o pândă, o ambuscadă în limba engleză, se spune ambush. Ce pândă a fost asta? A trimis din poporul lui Iuda? Nu, Iuda a stat liniștit, Iuda n-a făcut nimic. Și m-am uitat în comentariile mele pe care le-am, ce pândă a fost asta? Și unii comentatori spun că au fost probabil niște îngeri, alții spun că a fost un alt popor pe care Dumnezeu i-a pus acolo, niște oameni care s-au îndreptat înspre vrăjmași săi, făcându-se că îi atacă. Și vrăjmașii, pentru că erau trei din trei țări diferite, au crezut că unii din ei au trădat. Și au început să lupte între ei. Că așa face Dumnezeu. Asta face cântarea de laudă, frați și surori. Produce confuzie în tabăra vrășmașului. Amen? Produce confuzie în tabăra vrășmașului. Nu în tabăra noastră. În tabăra vrășmașului. John Piper, unul dintre cei mai respectați păstori din America. Spunea ceva despre rolul cântării de laudă. Am fost foarte impresionat să găsesc lucrul acesta despre el. El însuși scrie, pentru că am crezut că John Piper nu crede în așa ceva, însă mi s-a demonstrat că, de fapt, el crede. Și spune John Piper următorul lucru. Cu câțiva ani în urmă, am fost chemat într-o noapte să mă duc la un apartament. În care cei ce m-au sunat au spus: Există o fată, o tânără, posedată de demoni. L-am luat pe asistentul meu, spunea el, și ne-am dus amândoi în locul acela, la acel apartament, în timp ce soțiile noastre se rugau pentru noi acasă. Am ajuns la locul acesta și am văzut, într-adevăr, că femeia aceasta trebuia ținută de mână și de picioare ca să nu spargă tot. Pentru că, într-adevăr, era posedată de demoni. Și spune John Piper, am început să ne rugăm pentru ea. I-am citit din Biblie, ne-am rugat, dar zice, n-am reușit să facem nimic. Țipa și ne spunea să, să tăcem din gură, nimic, nimic nu a lucrat. Nimic din ceea ce am făcut. A început să ne amenințe, a am început să strige așa cum numai un om demonizat poate să facă. Zice, pe la 1 noaptea, la un moment dat, când S-a făcut o tăcere. Când n-am mai știu ce să facem, unul din cei care erau acolo a început să cânte. Și a început o cântare. Și ce, când am auzit cântarea, ne-am alăturat cu toții în acea cântare de laudă la adresa lui Dumnezeu. Și spunea el ceea ce nu s-a întâmplat nici prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu, ceea ce nu s-a întâmplat nici prin rugăciune, s-a întâmplat prin cântare. Fata a început să strige, opriți-vă odată, opriți-vă odată, nu pot să suport cântarea. A început să strige tot mai tare, tot mai tare. La un moment dat fața a început să strige, satana, nu, mă, nu pleca de la mine, rămâi la mine, rămâi cu mine. Și a început să facă spasme și la un moment dat s-a liniștit dintr-o dată. Duhul cel rău a fugit din fata aceea. Ce n-a făcut rugăciunea, ce n-a făcut predica, a făcut o cântare cântată din toată inima. Și spune, fata s-a trezit și nici măcar nu și-a amintit nimic din ce s-a întâmplat. Pentru că duhurile au căzut în leșin și au plecat de acolo. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu. Și atunci spune John Piper, zice, atunci am realizat că a cânta spre lauda lui Dumnezeu nu este doar un mijloc de a deveni mai sentimental la serviciul de duminică. Ce spunea el, pentru noi în seara aceea. A cânta laudă lui Dumnezeu a devenit o chestiune de viață și de moarte. Și atunci am înțeles de ce atunci când Pavel și Sila au cântat în închisoare, s-a zguduit, a fost un cutremur de pământ și s -a deschis ușile închisorii. Frați și surori, frați și surori, știu că mai avem probleme în, în, în acest sens. Dar Dumnezeu vrea să invadăm teritoriul dușmanului cu cântarea de laudă. Amen. Mi-a plăcut așa de mult azi dimineață cum am văzut că toți ați cântat. Și m-am gândit oare tinerii dacă erau aici, cântau și ei. Și m-am gândit cât de mult damage face satana când ne oprește să cântăm. Cântarea nu e a mea, nu e a ta, nu mi-o mie, nici o cânt celuilalt. Cu ei cântăm, frați și surori, lui Dumnezeu. Și vine satana și spune, dar eu nu pot să cânt, nu, tu nu poți să, n-ai voce. N-ai voce. Nu, toți avem voce. Nu toți putem să performăm nu toți putem să conducem o cântare. Eu dacă încep o cântare, o încep prea sus. Dar toți avem voce. Tatăl meu nu avea voce. Dar nu o să uit niciodată cum noaptea umbla cu fratele meu, cel mai rău frate pe care l-am avut. Cum umbla cu el prin casă și cânta O, cum s-or topi de sete, cele mai frumoase fete și feciorii după ele, sortopii cu dor și jale. Și copilul plângea și la momentul moment l-a aruncat, nu știu cum l-a aruncat noaptea, direct în pat lângă mine și am început să plâng de milă lui frate meu. Am zis, Doamne, dacă îl lovea la cap. Dar au plâns o noapte întreagă copilul ăla. Și tata nu știa să cânte. Dar a cântat în disperarea lui și în necazul lui. Și nu am... Frașii și surori, Haideți să ne deschidem gura să cântăm spre lauda lui Dumnezeu. Frate, nu-mi place cântarea asta. Dar ție trebuie să-ți placă sau lui Dumnezeu trebuie să-i placă. Nu, nu că nu-ți place, nu vrei să-ți placă, frate. Frate și sora. Nu vreau să-mi placă. Și Dumnezeu stă și se uită la noi și ne gândim. Se gândește oare ce cu copiii ăștia? Vedeți, închinarea nu e ceva la care doar ne uităm, închinarea este ceva la care ne, în, ne, ne implicăm. Dar nu știu să cânt, n-am voce. Aș vrea să spun ceva, vreau să dau un exemplu foarte simplu. Dacă copilul tău de 5-6 ani și a învățat să cânte așa la o cordă, ceva, pe chitară sau, mă rog, un cântecel, și cânt într-un într grup așa cântă copilul tău și tu te bucuri că a venit și a cântat copilul și n-a cântat el perfect. Și vine unul de lângă tine și spune, băi, copile, mă, nu ne mai zgârea la ureche, mă, lasă, du-te, la asta, asta e cânte, mă, du-te, mă, copilă, și vezi de treabă, du-te, joacă-te. Aș vrea să te ce ai face. Eu spun ce ai face, tu acum nu mă gândești. Ai vrea să pui 5 minute pocăință la o parte și să-i spui câteva la ora. De ce? Că și-a bătut joc de copilul tău. Pentru că copilul tău a cântat din toată inima, copilul tău a cântat cântarea pe care o știe și a cântat-o lui Dumnezeu, nu? Așa-i face. Așa îi face. Ei, cât de trist este că în zilele noastre închinarea a devenit ceva care o credem numai ca o umplutură la biserică. Și Dumnezeu ne spune prin cuvântul său acum, în această dimineață, cântă cântarea biruinței. Că dacă nu vei cânta cântarea biruinței, nu o să ai biruință. Și noi, în loc să cântăm cântarea biruinței, începem să ne facem exact ce au făcut dușmanii. Ne întoarcem unul împotriva celuilalt și nu-mi place cântarea asta și nu-mi place cântarea asta, dar asta e numai lucrarea lui satana, numai lucrătura lui. Pentru că vrea să ne ia focusul de la ceea ce este important. Vrea să ne facă să credem că cântarea nu face parte din închinare, dar cântarea este, de fapt, închinare. Ce a făcut cântarea în acea zi? I-a făcut pe cei trei împărați să se bată între ei. Cântarea de laudă, încă o dată, subliniez, produce confuzie în tabăra adversarului, nu în tabăra noastră. Asta face cântarea de laudă. Satana vrea să facă lucrul acesta. De ce e importantă muzica? Muzica nu este la fel de importantă ca și predica, frate Peti. Muzica nu este mai importantă decât predica, nici predica mai importantă decât muzica. Muzica nu este mai importantă decât rugăciunea, nici rugăciunea mai importantă decât muzica. Dar are ceva în plus muzica asta. Știi ce face muzica? ia cuvintele predicii și se le întipărește în inimă. Asta face muzica. Muzica îți ia cuvintele pe care tu le-ai spus în rugăciune și le pune în Duhul tău și tu atunci începi să crezi ceea ce te-ai rugat. Și satana nu vrea asta. Satana nu vrea să cânți în biserică, pentru că vreau să spun de ce o săptămână întreagă satana te-a bombardat cu muzică seculară, cu televizor, cu alte mizerii, fără să-ți dai seama. Și satana nu poate să suporte ca tu duminică să vii să-l pe Domnul. Nu poate. He can't stand that. Nu poate să facă lucru. Nu poate să te lasă să faci lucrurile ăla. Asta face satana. Și atunci va vrea să-ți fure cântarea. Va vrea să-ți fure cântarea cântă cântarea biruinței. Frați și surori, haideți să cântăm cântarea biruinței. Da, una îmi place mai mult mie, una îți place mai mult ție, una îi place mai mult la celălalt. Dar din toate astea, patru sau cinci câte cântăm, una sigur îți place și o cânți și poți să o cânti și pe cealaltă. Pentru că, de fapt, it's not about what we like. Important îi place lui Dumnezeu și lui Dumnezeu îi place, vine să fie numele Lui. Mă aprobă de sfârșit, bucură-te de răsplata biruinței. Bucură-te de răsplata biruinței. Când au ajuns Iuda pe înălțimea de unde se zărește pustia, s au uitat înspre mulțime și iată că erau niște trupuri moarte întinse pe pământ și nimeni nu scăpase. Iosafat și poporul său s-au dus să ia prăzile. Ah, extraordinar. Și au găsit printre trupuri multe bogății și lucruri scumpe. Și au luat atât de multe, că n-au mai putut să le ducă pe toate. Trei zile au prădat, că era multă pradă. Extraordinar. N-am mișcat un deget. Nu m-am cântat. Lupta a luptat-o domnul. Și acolo mă, mă cheamă pe mine domnul și spune, acum, ei crișor, Sandu. Nelu, Mihai, hai să luăm prăzile. Hai să luăm prăzile. Merge și luați acum. Cât puteți să vă duceți? Că vreau să vă răsplătesc credința. extraordinar. Bucură-te de răsplata biruinței. Și n-am făcut nimic. Nu m-am cântat. Pentru că există o răsplată. Și în concluzie, nu uita să dai credit Domnului pentru biruință. Nu uita să dai credit Domnului pentru biruință. A patra zi, spune Cuvântul lui Dumnezeu, versetul 26, s-au strâns în Valea Beraca, adică binecuvântare, unde au binecuvântat pe Domnul. Nu i-a decorat pe ăștia pe cântăreți, nu i-a dat o decorație prorocului care i a prorocit, nu i-a dat o decorație lui Iosafat care a rostit rugăciunea. Ci și și-au dat seama că în ziua aceea Dumnezeu a lucrat. De multe ori, noi, noi ne dă Domnul biruințe. Și ni se pare că sa noastră, că noi le-am biruit. Ce grozave am fost noi, cât de bune am fost noi, cât de bine am predicat eu, domnule, toată biserica a fost cercetată. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Vă spun foarte sincer câteodată îmi fac câte o predică și mi se pare, Ma, ce predică frumoasă, asta o să fie bine și nu iese bine. Nu iese bine, de ce? N-am fost eu pregătit cum trebuie, Dumnezeu, n-a -a, -a lucrat Dumnezeu prin aia. Și câteodată parcă îmi vine de la satana, nu știu cum o să fie predica asta. Și Dumnezeu prin aia dă biruință. De ce? Nu eu. Dumnezeu este Cel care lucrează. Amen. Dumnezeu este Cel care lucrează. De aceea trebuie să dăm credit lui Dumnezeu pentru tot ceea ce El face în viața noastră. Am intrat în Ierusalim și în casa Domnului în sunete de alăute, de arfe și de trâmbițe. Dă credit Domnului pentru tot ceea ce a realizat. Dă mult mai mult decât credit, dă glorie Domnului pentru ceea ce a realizat. Slava îi se cuvine Lui. Și ori de câte ori, dacă se întâmplă ceva, dacă, dacă Dumnezeu ne ajută într-o lucrare extraordinară, chiar în biserică, eu obișnuiesc să spun următorul lucru, ca nu cumva cineva să, ia, să creadă că eu iau credit. Onoarea este a mea, onoarea de a anunța victoria e a mea, pentru că eu am microfonul. Creditul este al vostru, pentru că voi ați muncit, dar gloria, gloria, slava cu este a Domnului, slăvit să fie numele Lui. Și poporul lui Iuda a experimentat o extraordinară de mare victorie. Și în această dimineață, în aceste zile, tu poți, în anul acesta, să ai o victorie extraordinară, o biruință extraordinară. De ce? Pentru că Domnul este cel care va lupta pentru tine, binecuvântat să fie numele Lui. Aș vrea să ne ridicăm în picioare. Și care este cheia biruinței? Care este cheia biruinței? Cheia biruinței este rugăciune. Cheia biruinței este cuvântul lui Dumnezeu. Iosafat s-a rugat, Domnul a prorocit și a vorbit și apoi cheia biruinței este cântare. Toate sunt îngemânate. Aș vrea să păstrăm 30 de secunde tăcere și te îndemn în această dimineață să te gândești la toți împărații, la toate necazurile care vin asupra ta. Foarte serios, gândește-te la toate necazurile pe care le ai tu acum în viața ta. Gândește-te la ele. Enumărele în mintea ta, câte probleme ai. Toate problemele pe care le ai și care tu te simți că ești copleșit și apăsat. Toate, toate. Nu lăsa niciunul. Nu trebuie să mi le spui mie. Gândește-te în mintea ta.